În perioada 18-19 octombrie are loc la Iași prima ediție a Forumului Internațional al Sustenabilității. Tema de anul acesta este dezvoltarea a relațiilor economice multilaterale în Europa de Sud-Est și regiunea Dunării în contextul dezvoltării durabile. Deschiderea evenimentului a avut loc la Primăria Municipiului Iași, urmând să continue la Palatul Braunstein în ziua de 19 octombrie. Evenimentul a fost deschis de edilul Iașului, Mihai Chirica, care a oferit ocazia participanților de a cunoaște proiecte internaționale de cooperare în derulare cu impact major asupra dezvoltării regionale intersectoriale. În primul rând, putem să facem un schimb de bune practici între autoritățile locale și centrale, foarte important. Încercăm să definim mai bine termenul de dezvoltare durabilă, încercăm să ne găsim specialiști în dezvoltare durabilă pe toate domeniile pe care le presupune acest, să spunem, câmp foarte larg. Și sigur, va trebui să ne apropiem foarte mult de acest termen și nou context politic și nou context geopolitic în care trebuie să avem grijă ce facem și cu energia și cu resursele în general. Și cred că este o oportunitate bună pentru Iași, având în vedere faptul că și atractivitatea Iașului este din ce în ce mai mare, atât în domeniul social, cât și în domeniul economic. De asemenea, la întâlnire a fost prezent și Laszlo Borbély, consilier de stat și coordonatorul Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României. Acest eveniment are drept scop căutarea de soluții pentru problemele ce țin de sustenabilitatea din diferite domenii ale dezvoltării durabile, bioeconomiei și economiei circulare. E o întâlnire foarte importantă. De ce? Pentru că, slavă Domnului, în sfârșit ne putem întâlni și sunt aici oameni pregătiți din 8 țări din Europa, instituții europene, o cooperare regională, pentru că poți să ai foarte frumoase teorii în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, esențial e omul. Și omul sfințește locul, cum spune un proverb minunat românesc. Deci noi la departament avem o strategie, avem un plan de acțiune și suntem foarte activi și în zona de sud-estul Europei, cum ar veni, vestul Balcanilor și zona aceasta de țări, și am dorit să aflăm mai multe de la colegi cam ce fac și credeți-mă, unele proiecte mai mici în ghilimele pot mișca o comunitate, pot să aducă o valoare adăugată nivelului de trai al oamenilor care sunt acolo. Discutând și cu domnul ministru Borbély, ne vom duce în continuare spre economia circulabilă, spre recuperarea a tuturor materialelor refolosibile, spre economisirea energiei, care este foarte importantă pentru sustenabilitatea unei comunități și pe protecția mediului, desigur. Forumul este o oportunitate bună de a iniția proiecte comune, de a lansa idei noi în rândul participanților și de a crea un mediu colaborativ între țări. Principalele obiective de dezvoltare durabilă pe care le promovează evenimentul sunt munca decentă, creșterea economică, inovare și infrastructură.